postul se ține cu recomandarea preotului, duhovnicului. Într-adevăr, postul Paștelui este cel mai lung post, dar avem și de unde alege, pentru că piața este plină de verdețuri, este o feerie acum în piața de culori și ar trebui să mâncăm legume, fructe, cereale integrale, ar trebui să evităm produsele pe bază de carne, ou, pește, lapte. Totuși, copiii, persoanele bolnave, cu persoanele vârstnice, anumite patologii cardiace, diabet, au dezlegări la brânzeto sau la pește, deci să nu uităm de lucrul acesta, nu ținem postul după capul nostru, e bine să coordonăm, să zicem, ce se mănâncă în post cu recomandările medicului curant, pentru că sunt persoane care au medicații atât de inimă, de diabet și așa mai departe. Într-adevăr, recomand să ținem postul. Sunt 6 săptămâni unde putem mânca fructe de toate felurile, să nu uităm de mărul românesc, o să apară cireșele, vișine, căpșunile, fragii și așa mai departe. Se mănâncă legume și avem, slavă Domnului, ștevie, lopotă, dragavei, urzici, spanac, o să apară ceapa verde, usturoiul verde, prazul nostru oltenesc, ridichiile și tot felul de rădăcinoase. Să mâncăm multe salate, dacă tot ținem post să facem și un detox, dacă reușim să mâncăm multe salate, multe supe, ciorbițe, totul fiert, înăbușit la cuptor, mâncăm gătite în casă, să evităm prăjelile, sosurile, rântașurile, să evităm produsele care conțin mulți carbohidrați, adică pâine, cartof, chiar dacă sunt de post, au foarte multe calorii, și să încercăm să consumăm totul cât mai proaspăt, cât mai diversificat, cât mai multe culori, cât mai multe texturi și dacă reușim 2-3 fructe pe zi și fructele se consumă în prima parte a zilei și reușim 4-5 legume sau chiar mai multe zilnic, crude, fierte, înăbușite, fie salate, fie ciorbe, este extraordinar. Să nu uităm de hidratare, de apă, să nu uităm de mișcare, că e timpul frumos și putem să ieșim afară și să nu uităm că postul nu este numai despre ceea ce băgăm în gură, postul este și despre ceea ce scoatem pe gură, să nu ne mâncăm între noi, de să nu ne mâncăm între noi oamenii, de să ținem post atât de mâncare cât și de păcate, să încercăm să fim mai buni, mai luminoși, mai iubitori, să dăm din noi cât putem, poate o vorbă bună, poate un sfat, să fim mai buni în post și, într-adevăr, lucrurile sau ce se consumă în post este benefic și pentru organism, nu numai pentru suflet. Pentru cei care recurg pentru prima dată să țină acest post, care ar fi recomandarea? Să fi pregătit organismul dinainte sau să fie brusc? De astăzi nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, nu mai mănânc nimic de origine animală. Da, săptămâna trecută a fost săptămâna albă, săptămâna în care s-a consumat produse pe bază de lapte, ouă, brânză, pește. Practic nu s-au consumat produse pe bază de carne roșie sau carne albă. Deci a fost o săptămână de pregătire, dar într-adevăr cine n-a ținut deloc post, e bine să înceapă lunea, miercurea, vinerea, e bine să înceapă treptat, dacă într-adevăr au stări de slăbiciune să recurgă la o dezlegare, să vorbească cu preotul duhovnic, neapărat să ține legătura și cu medicul curant. Deci nu sunt pentru o trecere bruscă și de asemenea când ieșim din post, da, deci de Paști să încercăm să folosim produsele treptat, să nu facem abuz alimentar. Pentru că riscăm să ajungem la spital și să agravăm deja afecțiunile pe care le avem. Din păcate, da. Deci nu uităm de mâncare, de hidratare, de sport, de mișcare și să nu uităm să fim mai buni.